fața primăriei este o întâlnire păstorească cu petrecere de frați din Munții Carpați. Această nedeie este atestată documentar încă din secolul 16. Deci trebuie să vă gândiți foarte mult pentru că a fost leagăn de întâlnire. Polovragiul și cu ajutorul meu va rămâne leagăn de întâlnire. Mulțumesc acum instituțiilor și oamenilor din aceste instituții care au fost și rămân alături de Polovragi. Voi începe cu instituția prefectului, reprezentată de domnul superintendent Gușin Gâgin, Consiliul Județean, reprezentat de domnul vicepreședinte Gheorghe Nichifor, domnul senator Rujan Cristinel și domnul deputat Mihai Weber. De asemenea, avem lângă noi șeful compartimentului juridic al prefecturii Gorj, vă mulțumim domnul Deaconescu, pe domnul primar de Mușetești, avem și primăria Baieteni reprezentată de Anorca pe scenă, Baia de Fier reprezentată, n-am mai vrut să urce pe scenă, Crazna este aici în spate și domnul vice, vă rog. Pe scurt, mulțumim tuturor celor care au dorit să fie astăzi alături de noi. Și astăzi, ca și în ceilalți ani, vom aduce un mic omagiu, un salut. Domnul primar Tătănești, vă salut. Acum am văzut scuzele mele. Poftiți lângă noi. 50 de ani de căsătorie. Știți, eu când oficiez căsătoriile, spun tinerilor așa. Aveți grijă să nu vă mâniați amândoi deodată. Și zic, să nu dați pacea pe dreptate. Mai bine să fie dreptate strâmbă, dar să rămână pace. Acela lucru trebuie să-l luăm în viață de fiecare dată. Și vă mai spun un lucru și e valabil tuturor. Eu și Maria făceau planul sare acasă pentru a doua zi. 10 iuni. Muiere mâine, dacă plouă, era primăvară. Dacă plouă, stau sub culoare și ascult aracii de vie. Și dacă nu plouă, mă duc să curăț via. Ia ceva mai înțeleaptă, zice, bă, bărbate, faci, dar de-o vrea Dumnezeu. Vrea, nu vrea Dumnezeu, să arăt eu ție că am dreptate. A doua zi de dimineață, senin, sticlă, bucuros care dreptate, nici nu se duce să mănânce. Își lua o foarte cu un toporel, ieși la poartă. Și poartă întâlni pe primar, pe vice, pe secretar. Ioane, tu cunoști hotarele pe ligăți, hai cu noi să ne dea niște repede. Doamne, așa treaba mea, planificai, bă, hai cu noi. Îl convinseră și-l luară cu ei, dar ținură toată ziua. Și nemâncat, și nebăut. Când veniseră acasă, poarta descuiată, ușa dată cu cheia. Ajunsă din nou la geam, bătu, nevasta din casă. Da, cine? Eu, bărbatul tău, dacă vrea Dumnezeu. Ideea este că să nu lăsăm pe Dumnezeu, să-l punem la bază. Maria și Nicolae Ebran, 50 de ani de căsătorie. Dumnezeu să vă binecuvânteze, tanti Maria. Domnul subprefect, vă rog. O diplomă și un mic plic cu bani. Mulțumim la mulți ani. Maria și Ilie Carcalicea. Dar Ilie Carcalicea trebuie să primească de la noi un la mulți ani frumos pentru nu numai dumneavoastră, ci toți cei care poartă numele de Ilie, dar și pentru faptul că este un membru nelipsit al ansamblului nostru, merge împreună cu noi, suferă, plânge, se bucură și merge numai departe, ne petrecem tovarășii și pe ultimul drum. Chiar astăzi au sens surpriza să-mi zică unul dintre veteranii ansamblului: domn primar, te rog, pentru mine e ultimul drum, dar pe ăla să nu mă lăsa, să vin cu toți fluierașii la mine. Ilie și Maria Carcalicea. Domnul Nichifor, vă rog frumos. Mulți ani, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Irina și Liviu Duță. Irina și Liviu Duță. Nu sunt, n-au venit. Sunt căsătoriți la noi, este domnul Liviu Duță, este din Racovița. Am apelat la datele din registrul de căsătorii
au fost anunțați, dar îmi pare rău că n-au venit. Ioana și Paul Petrescu. Tantinelli, este cineva de la familia Petrescu? Domnul Paul, știu că este, nu-i nimic, o să-i trimitem acasă, plicul. Steluța și Ion Slamnea. Tanti Stella, rugăm pe domnul senator Ujan. La mulți ani, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ioana și Petre Stăncioi. Sunt în Baia de Fier, dar este polovrăgean, domnul Stăncioi. Doamna, numai puțin, vă rog. Rugăm pe domnul deputat Mihai Bebel să facă acest oficiu. Domnul Narcis. Între timp a venit și domnul primar de la Stăneț, domnul Bicheru. Mulțumim, domnul primar. Tineri de 18 ani au împlinit sau împlinesc în acest an. Iordache Aura. Domnișoara Iordache. Îl voi ruga pe domnul Liviu Deaconescu să mâneze. Mărunțelul Izabela. Mărunțelul Izabela. Mărunțelul Izabela este? Mergem mai departe. Mărunțelul Maria Carmen. Șchiopul Georgiana Claudia. Șchiopul. Tine, copii, se aude în spate acolo, vă rog. Se aude copiii la spatele scenei. Da? Șchiopul Georgiana Claudia este? Lingurarul Ionuț Cristian. Domnul primar Bicheru, vă rog. Narcis, domnul director. Mureșanul Ion Florin. Domnul primar de la Mușetești, vă rog frumos. Mergi. Negrea Ionuț Leonard. La mulți ani. Domnul vice Santa de la Crasna, vă rog. Cu acceptul dumneavoastră, stimați invitați, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac direct înmânarea de la domnul director. Bun. Șchiopul Daniel Petre. Văduva Cătălin Florin. Budulan Elena Cosmina. Budulan. Oprana Dina Elena. Petricu Cristina Mihaela. Ești băiat acum, nu? Popescu Elena Izabela. Putucă Cosmina Maria. Putucă Cosmina Maria.
N-a venit, nu? Deconescu Andrei Eduard. Mai rămâneți. Manasiescu Sergiu Nicolae. Nodea Ionel Cristian. Lupu Andrei Adrian. Ogoranu Marian Eduard. Edi. Ogoranu. A venit? Ogoranu este? Uță Gogâță Andrei Cristian. Gogâță Andrei Cristian. N-a venit Cristi Gogâță? Uță Andrei Ionuț. Beltic Ion Valentin. Leasă Alexandru Petrișor. Și fratele, Leasă Teofan Daniel. Negoescu Ștefania. Cu permisiunea dumneavoastră vom căuta să mulțumesc încă o dată stimaților invitați, indiferent de spectrul politic și de instituția pe care o reprezintă. Vreau să vă spun că au venit cu bună credință, sunt buni creștini și buni români. Vă mulțumesc, domnilor, și vom căuta să derulăm programul pe care îl așteptați. Vă mulțumesc din suflet. Vom începe cu o suită de fluierași cei mici, tinerei, domnul Gărghiță Mituță, instructor. Domnul Zan, vă rog, preluați microfonul. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la o nouă ediție a festivalului Nedea de Sfântul Ilie de la Polovraci. Vreau să le spun și eu tuturor celor ce sărbătoresc onomastica, un călduros la mulți ani din partea noastră. Dumnezeu să fie cu ei, să le apere pașii oriunde s-ar afla. Începem festivalul cu ansamblul folcloric Cheile Oltețului, al Căminului Cultural Polovraci și al Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Gorj.